Glioblastoma este o tumoră malignă primară a creierului. Ce înseamnă primar? Înseamnă că s-a născut în creier din celulele care formează creierul. Incidența glioblastomului este 3 persoane la 100.000 de locuitori. Înseamnă că 3 din 100.000 de oameni pot să aibă acest tip de tumoră. O putem considera o tumoră foarte rară. Simptomele variază foarte mult de la un pacient la altul și sunt dependente de localizarea tumorii. Dacă este o tumoră localizată la nivelul lobului frontal, pacientul ar putea să aibă deficit motor, ar putea să aibă tulburări de comportament sau ar putea să aibă tulburări de limbaj, dacă este emisferul dominant, emisferul stâng. Dacă este la nivel parietal, ar putea să aibă niște tulburări de sensibilitate sau tulburări de a-și recunoaște propria schemă corporală. Dacă este localizat la nivelul structurilor cerebrale profunde, adică în mijlocul creierului, ar putea să aibă de asemenea tulburări de mișcare, ar putea să aibă deficit motor, ar putea să aibă tulburări de sensibilitate și poate chiar și tulburări de limbaj. Nu există niște cauze identificate cert până în momentul de față. Singura asociere care s-a făcut ar fi cu radiațiile ionizante, adică radiații X sau radiații gamma. Și există sindromele genetice în care pacienți cu diferite afecțiuni oncogenetice se nasc cu o predispoziție la a dezvolta anumite tumori, printre care și tumorile cerebrale. Din aceștia aș putea menționa neurofibromatoza de tip 1 sau 2, aș putea menționa sindromul von Hippel-Lindau, aș putea menționa sindromul Cowden, sindromul Li-Fraumeni. Mai sunt și alte sindrome oncologice care asociază tumori cerebrale, dar sunt foarte, foarte rare. Diagnosticul glioblastomului este de multe ori împărtășit între partea clinică și partea imagistică. Partea clinică presupune că pacientul se prezintă într-un serviciu de neurologie sau într-un serviciu de urgențe, acuzând dureri de cap, greață, vărsături, cele mai frecvente, sau criză epileptică, cea poate să apară undeva la între 40 și 60% din cazuri, sau deficite neurologice focale, cum ar fi deficit motor, adică nu poate să-și miște bine mâna sau piciorul, tulburare de limbaj, nu poate să vorbească cum trebuie, nu poate să se exprime cum trebuie, tulburare de mers sau de echilibru, da? Are un mers legănat sau are tulburare în coordonarea mișcărilor. Poate să aibă de asemenea un deficit de vedere, să nu vadă bine într-un hemicâmp, adică într-o parte a câmpului vizual, tulburări de deglutiție, adică să nu înghită bine. Sunt mai multe simptome pe care pacientul le poate acuza și care ar putea să fie prezente în multe alte patologii neurologice, dar sunt dependente în principiu de localizare. Imagistica cerebrală este esențială și aici imagistica înseamnă CT sau remene cerebral, în urma căruia se va descoperi că există un proces înlocuitor de spațiu, adică o leziune care a crescut într-un loc în care n-ar trebui să fie nimic decât creier normal și care și-a făcut loc în creier, perturbând buna funcționarea acesteia. Remenul este de elecție pentru a putea descrie mai bine gradul de invazie a acestei tumori și sunt câteva particularități pe care le urmărim în momentul în care diagnosticăm un glioblastom, și anume dacă este sau nu prezent la priza de contrast, pentru că asta înseamnă că este mai degrabă o perturbare a unor structuri din creier, se numește bariera hematoencefalică și pe acolo contrastul se scurge, dacă este sau nu prezentă necroza la nivelul tumorilor, dacă este unifocală sau multifocală, deci dacă este un singur loc sau mai multe locuri în care este tumora aceasta prezentă. Tot pentru diagnostic foarte importante sunt rezultatul histopatologic și rezultatul imunohistochimiei. De aceea este nevoie ca în echipa ce tratează pacientul sau care diagnostichează și tratează pacientul cu un glioblastom să fie un anatomopatolog special antrenat să vadă genul acesta de tumori. De ce? Pentru că nu de puține ori sunt diferite aspecte care pot influența prognosticul și, bineînțeles, tratamentul bolii recent sau nou diagnosticate. Toate aceste detalii imagistice vor îndruma către pașii următori, pașii de tratament. Un pacient netratat are un prognostic extrem de nefavorabil și vorbim aici de câteva luni de zile de supraviețuire. Un pacient tratat depinde foarte mult de tratament și de cât de bine este aplicat. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este să încercăm să obținem un grad de rezecție cât mai mare al acestei leziuni, asta înseamnă o operație, în care limita statistică
ca fiind eficient de grad, al gradului de rezecție este undeva la peste 80%. Înainte era un prag de 95%, acest prag s-a redus către 80%. Deși știm că un rezidu mare, da, un rezidu care dintr-o tumoră de, zicem, 4 cm, dacă scoți 80%, rămâne un rezidu de 1 cm versus o tumoră de 1 cm, unde dacă scoți 80%, rămâne un rezidu de 2 mm, face diferență. Deci luăm în calcul aici mai degrabă cât a rămas din tumoră și nu neapărat cât de bine s-a scos, cât de ce procent s-a scos. Prezența rezidului are un factor de prognostic prost, în sensul în care de acolo știm clar că va reapărea, se va renaște această tumoră. Neurochirurgia trebuie completată sau operația trebuie completată de tratament local adjuvant cu radiochimioterapie, adică iradiem cavitatea care a rămas ca urmare a chirurgiei, dar și undeva la 1,5 cm în jurul acestuia, pentru că știm că există celule infiltrate care sunt invizibile macroscopic și în țesutul din vecinătate. Iar chimioterapia are acest rol de a sensibiliza tumora în fața radiațiilor. După ce termină acest tratament adjuvant de radiochimioterapie concomitent, urmează o pauză de 4 săptămâni în care creierul și pacientul trebuie să refacă și pe care reluăm chimioterapia cu pastiluțe. Pacienții tratați corect, conform schemei pe care am prezentat-o mai devreme, fără să dau detalii despre medicație, au o mediană de supraviețuire cuprinsă între 14 și 16 luni, un glioblastom standard, iar dacă este un glioblastom care poartă o anumită semnătură, se numește metilarea MGMT sau metilarea promoterului MGMT, supraviețuirea este un pic mai lungă, deoarece această tumoră este radiochimiosensibilă, ceea ce înseamnă că va răspunde mai bine la tratament. Și atunci supraviețuirea se duce undeva către 2, poate chiar 3 ani de zile. Ca o concluzie la ce am spus mai devreme, consider că un pacient cu glioblastom trebuie tratat obligatoriu într-o echipă multidisciplinară și cu experiență. Neurochirurgul ar fi bine să aibă experiență în tratarea gliomelor. Neurooncologul de asemenea să fie pregătire, să fie neurooncolog în primul rând, că să trateze tumori cerebrale. Radioterapeutul de asemenea să aibă o înclinație către a trata pacienți cu afecțiunile sistemului nervos central, pentru că există niște particularități ale acestor tumori și există niște particularități ale efectelor adverse pe care radioterapia le-ar putea produce la nivelul organelor capului și a coloanei. Și în ultimul rând, imagistul este foarte important în monitorizarea acestui pacient, pentru că de multe ori putem să ne confruntăm cu situații de pseudo-răspuns sau pseudo-progresie, adică nu știm exact dacă pacientul a mers bine la tratament și atunci avem un răspuns care ar putea să fie adevărat sau fals și există tot timpul confuzia aceasta. Totul trebuie centrat într-o echipă care să știe să gestioneze genul acesta de caz.